Conferința pastoral-misionară de toamnă a preoților din protopopiatul Caransebeș a avut loc vinerea aceasta. Slujitorii Sfintelor Altare au participat la Catedrala Episcopală la Sfânta Liturghie, oficiată de Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului. La final a fost sfințită crucea, precum și cele două icoane ce o străjuiesc în partea superioară a catapetezmei din catedrală. Conferința s-a ținut în sala de festivități Episcopelie Miron Cristea. În prima zi din postul Crăciunului ne-am adunat cu toți preoții din protopopiatul Caransebeș în catedrala noastră episcopală Învierea Domnului și Sfântul Proroc Ilie Tezvideanul, slujind Sfânta Liturghie și după aceea participând, iată, la prima conferință preoțească din semestrul al doilea al acestui an din episcopia noastră, urmând ca săptămâna viitoare și în a treia săptămână din postul Crăciunului să slujim și să participăm la conferințele preoțești alături de preoții din protopopiatele Reșița, Băile Herculane și Moldova Nouă. Ne-am bucurat că am avut o prezență foarte bună, atât la Sfânta Liturghie, cât și la conferința preoțească, din partea tuturor preoților protopopiatului Caransebeș, format din 75 de parohii, și sigur ne-am bucurat să ascultăm cu mare interes referatele pregătite, în primul rând referatul legat de episcopul Caransebeșului Iosif Traian Badescu, 80 de ani de la trecerea sa în veșnicie, pentru că anul acesta, alături de tema generală pe care am dezbătut-o în conferința preoțească din primul semestru acestui an, și anume tema legată de Sfinții Împărați Constantin și Elena, ca temă specifică episcopiei noastre a fost, bineînțeles, viața și activitatea episcopului Iosif Traian Badescu, 80 de ani de la trecere la cele veșnice, dar totodată pe lângă episcopul Iosif am luat în discuție în cadrul conferințelor noastre preoțești trei personalități care au marcat viața clericală și culturală din episcopia noastră. Tema conferinței s-a intitulat Personalități clericale și culturale în sprijinul Bisericii Bănățene. S-au comemorat cei trei mari oameni ai bisericii, episcopul Iosif Badescu, protopopii Ion Tomici și Andrei Ghidiu și marele om de cultură, doctor Cornel Corneanu, care au pus amprente benefice pe altarul acestei episcopii a Caransebeșului. La această conferință au participat toți preoții protopopiatului Caransebeș. Au fost foarte interesați de ceea ce s-a comunicat și sigur că, așa cum avem această datorie, fiecare dintre noi, să continuăm activitatea în cadrul episcopiei, angajamentele au fost pe măsură, dar și realizările de până acum arată acest lucru. Preacucenicii părinți, după ce împreună cu Preasfințitul am slujit Sfânta Liturghie și ne-am înduhovnicit prin spovedanie și prin Sfânta Împărtășanie, fiind și prima zi de post, revenind în sala de festivități, au fost prezentate personalitățile acestea prin referatele colegilor noștri preoți. Sper și bănuiesc și sunt sigur că fiecare dintre noi a reținut părțile esențiale prezentate, aș putea să spun, exhaustiv. O parte dintre noi auzisem de numele celor omagiați astăzi, dar nu am fost învățați și nu s-a prezentat atâtea particularități. Această conferință a avut ca temă comemorarea a patru personalități marcante din banatul nostru de munte, începând cu protopopul Ioan Tomici, cel care a trăit la începutul secolului al XVIII-lea, și continuând cu alte personalități până la episcopul Iosif Traian Badescu, primul episcop bănățean care a păstorit credincioșii din această parte a țării o perioadă de 13 ani până în anul 1933. Tot ceea ce astăzi s-a făcut aici ne duce cu gândul la cuvintele Sfântului Apostol Pavel,
care spune că și ne transmite peste veacuri această poruncă de a ne aduce aminte de mai marii noștri care ne-au grăit cuvântul Domnului, să privim cum și-au încheiat viața și să le urmăm credința. S-a mai discutat și despre aspecte de ordin administrativ și gospodăresc cu care se confruntă preoții din protopopiatul Caransebeș.